Bună seara, stimați spectatori. A mai trecut o săptămână, viața merge mai departe. Babele și-au arătat colții. Oho, și ce colți au babele de astăzi, pentru că la minus 10-11 grade de mărțișor e cam greu. Această vreme capricioasă, anormală, nu reprezintă absolut nimic. E zero în raport cu problemele pe care le trăim astăzi. Astăzi, împreună cu domnul profesor inginer Andrei George Albulescu de la Universitatea Tehnică, o să încercăm să discutăm despre conflictele militare, manipulare și consecințe economice. Dintre toate, importante pentru România sunt absolut toate. Eu aș începe cu manipularea. Pentru că mie mi se pare inadmisibil ca să te joci cu mintea unui om. Cum România astăzi are aproape 50% din populație analfabeți funcționali, vă dați seama cât de simplă poate fi manipularea. Până și noi, care avem o experiență deosebită, chiar și în această tehnică de manipulare, de multe ori picăm pradă ei. Pentru că manipularea o fac oameni ultra-specializat în acest domeniu, cu multă știință de carte și cu multă inteligență. Conflictele militare. Ele există. O nouă ordine economică mondială nu se poate realiza pentru că dau eu, eu îți dau ție și tu nu-mi dai mie nimic. Când iei, cel care are, ține, de ce va, de ce are. Și atunci, ca să poți să iei ce are, ca tu să trăiești mai bine, cum s-a trăit întotdeauna marile imperii pe seama țărilor mai mici, trebuie să te lupți, să-ți dai cota de sânge. Dar nu sânge pentru transfuzie. De aici până la consecințele economice nu este decât un singur pas. Ni se vorbește despre Rusia, care nu mai are putere economică pentru că nu mai avem contracte și așa mai departe. Din nefericire, consecințele la cel care nu mai face schimburi de mărfuri, nu mai vinde, nu mai cumpără, sunt mai mari la partea pe care noi o compătimim chipurile astăzi. Dacă în România spuneți că lucrurile sunt bune, atunci am o șapcă pe un scaun, o iau, o arunc de pământ și plec. Nu sunt bune. Nu se poate ca o țară care are resurse energetice să importe energie. Nu se poate. Nu se poate ca o țară care înainte de 89 hrănea, dădea 80% din producție, nu, hrănea 80, putea hrăni 80 de milioane de locuitori și exporta produse, astăzi să n-aibă ce mânca. Sunt lucruri care nu sunt de admis. Nu sunt de admis. O țară care avea și tehnologie de vârf, avea și ce trebuie, avea o balanță de plăți excedentare. O țară care a plătit în 9 ani 10 miliarde de dolari datorie externă, o țară care avea 7 miliarde excedent bugetar. Ce s-a întâmplat? Domnule profesor, aveți cuvântul. Le-am enumerat mai multe pentru ca să nu fragmentăm. Bineînțeles că discuția o să fie un dialog tot timpul. Da. Fugim de monolog. Da. Pentru că monologul s-ar putea să fie vedem plictisitor. Dar vedem în altă parte monolog. Dar în mod, exact. Da. În dictatură există monolog, să știți. Există, așa este. Legat de cele spuse de dumneavoastră, vreau să fac o precizare.
o țară care are suficiente resurse energetice, că s-ar putea să ai resurse, dar să fie într-o cantitate mai mică. Nu. România are, acum are suficiente resurse energetice. Ați punctat câteva lucruri esențiale, noi de altfel le-am mai discutat și cu ocazia anterioară. Și spuneam că fără să știm că începe conflictul la un războiul acesta la un asemenea nivel, că principala sarcină a guvernanților noștri este să devenim independenți energetic cât mai repede. Se pare că astăzi, mai rapid decât oricând, trebuie să trecem la fapte. Se pare că și Uniunea Europeană a înțeles, punem ghilimele de rigoare, că și cărbunele se poate înverzi în anumite situații. Și eu zic că este obligatoriu. Da, Uniunea Europeană a recunoscut acest lucru. Adică poluez globul ăsta cu sute de rachete, sute de focuri, sute de mai știu și ce. Și n-ai voie să te încălzești la sobă. Și n-ai voie să arzi un copac în cuptor. Deci, din punctul acesta de vedere, România are acum niște oportunități, dacă putem vorbi în situația în care se află întreaga Europa. Oportunități de a renegocia niște treburi. Exact. În sensul în care și deja s-au luat niște măsuri foarte urgente, deja au fost alocate fonduri, în care trebuie să redeschidem câteva capacități pe cărbune, trebuie să finalizăm, cum spuneam și altă dată, capacitățile hidrocentrale și microhidrocentrale, microcentrale care le avem. De asemenea, trebuie să finalizăm cât mai repede și reactoarele 3 și 4 de la Cernavod. Și mai avem ceva. Americanii tot ne presează să continuăm cercetările cu acele microreactoare. Deja este semnat contractul și deja am înțeles Acum am înțeles și eu. Nu este tot omologat. Trebuie, împreună cu oamenii noștri de știință. Deci ei, din punct de vedere al reactorului model, ca să spun așa, l-au pus în funcțiune, dar deocamdată în ceea ce înseamnă partea asta civilă, trebuie să existe țară care să accepte să experimenteze o perioadă de timp aceste reactoare. Deci, urgența întâi, independența energetică. De ce spun urgența 2? Pentru că zilele acestea asistăm la războiul hibrid, care s-a numit așa. Criză de benzină, cu ghilimele de rigoare. Criză de ulei, cu ghilimele de rigoare. Criză de făină. Și cine știe ce alte crize vor mai urma. Situație în care România, cum bine spuneați, poate și astăzi, subliniez și astăzi, să hrănească 80 de milioane de cetățeni. România... Dar stai să accentuez ca să nu creadă lumea că am exagerat cu ceva. De ce și astăzi? Pentru că astăzi avem utilaje mult mai performante decât în anii 80-89, pentru că astăzi avem ferme private foarte bine cu tehnologie avansată, cu tot. Avem în zootehnie la fel, altă tehnologie, deci în mod normal la același volum de muncă, pământul fiind același, având în general aceeași capacitate, dar și aici, cu cât faci studii pedologice mai multe, cu atât te dai îngrășămintul care are nevoie planta și cunoști compoziția chimică a solului, rezultatele sunt mai spectaculoase. Rotația dacă înainte era 3.000 de kilograme la hectar și la grâu și erai mulțumit, acum fără 5-6.000 nu mai ești mulțumit. Așa este. Deci din acest punct de vedere, România trebuie să treacă de urgență nu numai la producerea alimentelor de bază, cereale, carne, etc., ci și la procesarea acestora și la aducere de plus valoare adăugată. Suntem în situația în care un jucător important, de fapt doi jucători importanți pe piața cerealelor, Ucraina și Rusia, la ora actuală nu prea mai au timp să producă cereale și să exporte. Unul nu mai are timp să producă pentru că pe teritoriul lui e război și totul e distrus, celălalt este sub embargo și nu va mai putea să vândă cereale unde vrea și unde poate.
Deci, din acest punct de vedere, cum spuneam și data trecută... Dar asta nu îl împiedică nimeni să producă, chiar dacă nu da, desface. Da, am spus, el produce, dar e și de ce să nu trăim cu speranța că, într-o perioadă cât mai scurtă, va domni din nou pace? Eu sper din toată inima, sunt un tip optimist, dar sunt în același timp și un tip realist. Acest război, așa cum se poartă astăzi, va fi un război de uzură. Dacă se trece la lupta de rezistență urbană, aceasta nu se rezolvă. S-a trecut deja. Da, da, dar nu s-a trecut masiv, se va trece masiv. Dar raportul de forțe este dezechilibrat. Da. Din acest punct de vedere, România deci trebuie să capete cât mai rapid și independența alimentară și bineînțeles că România la ora actuală mai are un lucru pe care îl spuneam eu și citeam astăzi și părerea experților militari, trebuie să finalizeze cât mai rapid infrastructura. Vechile teorii cum că nu facem noi autostrăzi peste munți ca să dăm posibilitatea rușilor să ajungă mai repede în Ardeal sunt profund greșite. Nu rușii trebuie să ajungă... Asta a fost cursul normal al istoriei, pe care multe țări nu-l recunosc, în sensul că România i-a apărat secole de rândul de diferiți agresori. De diferiți agresori. Nu numai rușii. Dar că nu erau vorbeam și... de ruși. Vorbeam, da. Vorbeam în general în de marile general. Imperii care au dat târcoale acestei zone, care este o zonă geostrategică de foarte mulți ani. Nu am inventat-o. Nu s-a schimbat nimic. Suntem la confluența civilizațiilor de data aceasta. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să finalizăm aceste autostrăzi. Evident este că România trebuie să profite și să înceapă, o spun cu toată responsabilitatea, un proces de modernizare și înarmare rapidă a forțelor armate ale României. Pentru cei care cred cumva și sunt destui care manipulează că ne apără NATO, NATO ne apără doar dacă noi în primul rând ne apărăm, pentru că dacă și închipuie cineva că din Statele Unite vor veni vreo 300.000 de militari americani care să se așeze pe granița de est a Europei, se înșală amarnic. Deci fiecare țară trebuie să-și aducă aportul prin forțele proprii și avem câteva țări în acest domeniu, care deja au făcut pași importanți. Și am să dau exemplu doar celuilalt partener strategic al Statelor Unite, Polonia, care are o armată mult mai bine utilată și mult mai bine dezvoltată. Cu această ocazie... Dar și aici au început să se ia niște măsuri. Evident, am spus că da, dar trebuie să continuăm accelerat. Ce am văzut și în sfârșit... mă și mir că au avut curajul să recunoască. Deci, suntem o țară care vrem să tragem cartușe, dar cartușele acelea n-au pulbere. Pentru că România, deși avea o fabrică de pulberi, la Făgăraș a fost închisă. Vezi, Doamne, aduceam și gloanțele din altă parte. Oameni buni. Reveniți-vă! Și când spun asta, mă refer la guvernanții. Deci, România a avut o industrie de armament competitivă, nu la cel mai înalt nivel, dar era suficient de competitivă pentru a vinde, eram unii din mari dealeri legali de armament în lumea a treia, în Africa, în țările arabe, etc. Acolo unde erau conflicte. Exact, și unde era nevoie de armament. Deci, din punctul acesta de vedere, am avut o industrie aeronautică care, la un moment dat, producea avioane de luptă, iar E-99 pentru cei care cunosc, și elicoptere de luptă. Nu știu dacă astăzi mai este posibil să le producem, dar nu sunt nici de acord că România trebuie să cumpere în continuare second-hand-uri. România trebuie să cumpere arme la prima mână, de ultimă generație pe cât posibil, să introducă acea prevedere legislativă că o parte din costurile cu înarmarea se vor reîntoarce sub formă de mentenanță, întreținere, etc. Prin aceste contracte, fabricile noastre vor primi comenzi, inclusiv în industria armamentului. Știți că exista un banc pe vremuri. Mi-aș dori ca asta să redevină de actualitate. La Cugire exista o fabrică de mașini de cusut și doi cetățeni... Oficial.
discutau între ei, domne, nu știu cum naiba că de câte ori asamblez, nu-mi iese mașina Ileana, ci-mi iese AKM-ul. Deci mi-aș dori să reajungem la această glumă care spune că țara este pregătită și are cu ce să se apere. Și aș mai vrea să mai demontez, pentru că vorbeați de troli, vorbeați de cei care manipulează, oameni buni. Aud foarte multe persoane, domne, noi trebuie să stăm în banca noastră, că dacă suntem cu minți, nu ni se întâmplă nimic. Țin să le aduc aminte că în al doilea război mondial, după ce am întors armele împotriva Germaniei, n-am fost tratați ca, așa cum ar fi fost normal, ca o țară co-beligerantă, ci am fost tratați ca o țară învinsă. Nu ne-am recăpătat toate teritoriile care fuseseră luate, unul dintre ele, pentru cei care nu știu istorie, Basarabia a fost luat prin înțelegere directă între Germania și Rusia, deci pactul Ribbentrop-Molotov, care nici astăzi își face efectele și astăzi da? Și mai mult decât atât, ne-au ocupat, bine mersi, și am plătit ani de zile datorii de război. De două ori. 80 de miliarde de ruble. Deci, ca să mai aducem aminte celor sau celor care nu știu să le spune câteva lucruri. Dar nu știu multe lucruri. Un vagon de grâu valora o rublă. O rublă. La vremea anilor 50. Deci, dar nu numai atât. Deci, a curs petrolul. Bineînțeles. Bineînțeles. Au curs vagoanele cu uraniu. Ca să știe cetățenii că... Și tot grâul Bărăganului se ducea. Că am fost prieteni cu rușii. Și ia ca ce ne-au făcut rușii când eram prieteni cu ei. Închipuiți-vă ce ne fac... Când sunt dușman. Deci, adică nu, când nu-i lăsăm noi, în pace. Noi nu am avut altă soluție și eu sunt o persoană care apreciez faptul că, indiferent de culoarea politică, politicienii noștri au avut două lucruri în care au fost de acord în totalitate, așa cum sunt ei mai slăbuți, și anume intrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Aceste lucruri au fost esențiale și să se dovedesc că sunt esențiale. Altfel eram în postura... Au fost proiecte de țară... Reușite. Pentru că toată clasa politică a pus osul, cum să spune. Da, 60-70% din populație. Da. Evident că și aprobarea populației a fost. Deci da. și românii au fost de acord cu intrarea atât în Uniunea Europeană. În schimb... Ceea ce mă îngrijorează foarte tare este, așa cum bine spuneați, că dependența aceasta extraordinară a românului de tot ceea ce înseamnă mijloace mass media, aceste Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ce vreți dumneavoastră, toate aceste mijloace arată cât de vulnerabilă este la ora actuală România în fața războiului hibrid, acestor manipulări grosolane. Datorită inculturii. Pentru că cetățenii... Datorită faptului că sunt mulți care nu-și mai iubesc țara. Deci nu vorbim de efectul celor 30 de ani de educație și de reformă. De needucație. Nu, de reformă în educație. Nu reformă, de distrugerea învățământului românesc. Reformă e cu ghilimele de rigoare, domnul deputat. Deci nu vă închipuiți că... Deci noi n-am făcut nicio reformă, ci noi n-am făcut decât să ne distrugem pas cu pas tot ceea ce înseamnă sistem de educație. O ocazie cu care am atacat și fibra ființei naționale. Toți cei care îndrăznesc să spună că sunt patrioți, că țin la această țară, sunt etichetați ca fiind naționaliști, ca fiind antioccidentali. Și eu sunt naționalist. Ca fiind pro-Rusia, etc. etc. Nimic mai greșit. Ca dovadă că nimic nu este mai greșit, este faptul că și în țările celelalte din Uniunea Europeană acest conflict a trezit, deși acolo mișcările naționaliste sunt mai puternice și chiar unele dintre ele violente, evident că nu aprob acest lucru, nu sunt de acord cu violența, dar nici să nu mai știi ce e țara ta, să nu mai știi ce înseamnă să-ți aperi țara. Aceste lucruri
ferească Dumnezeu de un conflict extins, vor arăta că România, spre deosebire de Ucraina, la capitolul patriotism, stă mult mai prost. Nu ne putem compara. Stă mult mai prost. Mult mai prost. Nu ne putem compara. Nu ne putem compara. Cu toate că pe acest popor român și această țară există tocmai datorită patriotismului poporului român. Evident că de-a lungul timpului am avut... De-a lungul istoriei am avut dușmani din toate părțile. N-am avut prieteni deloc. Se spunea la un moment dat că singurul nostru prieten este Marea Neagră. Atât. Se pare acum că nici cu Marea Neagră nu mai încăpem. Da, se pare că nici acolo nu mai avem loc. Din punctul meu de vedere, România, cum spuneam, se află sub efectul unei crize economice. Este necesar să luăm măsuri economice urgente care să stopeze creșterea necontrolată a prețului energiei, atât energie electrică cât și a gazelor. Dar această stopare este în mâna guvernului României. Nu e nici în afara țării, nu e nicăieri. Dacă n-ar fi în mâna guvernului, n-aș vorbi. Dacă ar fi o condiție, domne, n-aveți voie că vine de la, nu știu de unde vine, aș înțelege. De la împărăție. Așa, nu. Deci, din punctul meu de vedere, de ce trebuie să fie stopată această escaladă a prețurilor? Pentru că suntem într-o situație de război la granițe, suntem într-o situație în care producția se prăbușește datorită faptului că costurile cu energia, atât cea electrică cât și cu gaz, se regăsesc în tot ceea ce producem. Și sunt închise aproape 50% din întreprinderile mici și mijlocii. Așa este. În atar condiții este esențială această urgență în ceea ce privește stabilizarea prețului energiei. Și asta la ce duce? La șomaj crescut, care șomaj intră tot în sarcina guvernului, la scăderea producției, deci la creșterea importurilor și, de ce nu, această creștere de prețuri nu este justificată sub nicio formă. Așa este. Plecând de la faptul că dacă ne-am folosit resursele interne, resursele noastre, dirijate conform Constituției României de către guvern, prin care guvernul României este obligat să asigure, nu vorbesc de o bunăstare, dar măcar o existență a populației, atunci lucrurile ar fi de altă natură. Nu să măresc eu prețurile, să spun că am așa e piața, așa e cutare, când nu, eu am nu, că sursa noi am mea. Nu. Deci motivul a fost că suntem obligați să liberalizăm piața de energie electrică și gaze naturale. Nimic mai fals. Diferența de bani, toată bogăția care, toată creșterea, eu... intra la guvern. Exact. La stat. Exact. Prin accize. Prin accize. Prin accize și nu numai. Și prin impozitarea profitului net. Supra profitului net. Da. Da. Deci a intrat aici și ce a făcut guvernul cu banii ăștia, nici măcar nu știm. Nu. S-a întreținut faptul pentru că această stare va duce la o pauperizare a poporului român într-un mod de nedescris. De nedescris. Și în plus de asta, dar o să discutăm imediat după pauză, faptul că distrugem celula de bază a unei națiuni, familia, faptul că nu ne mai interesează istoria, faptul că nu avem nicio coloană vertebrală, faptul că avem aproape 50% analfabet funcțional, faptul că și așa mai departe, sunt o mie de factori, nu ne duce decât la o desrădăcinare pe care alții ne-o vor din tot sufletul. Domnul deputat, să mai adăugăm ceva pe lista noastră. Faptul că avem 5 milioane de români suflete emigrate, să miră că emigrează Ucraina. E război la Ucraina. La noi a fost condiție. Mai rău decât la... La noi a fost mai rău decât în război. Au plecat, datorită slabei puteri economice, 5 milioane de români să lucreze în altă parte.
Vom continua cu acest lucru imediat după pauza publicitară. Deci, pauză publicitară.